COVID-19 are simptome noi în noul val. Virusul a suferit numeroase mutații în cei peste 2 ani de când a fost descoperit pentru prima dată, astfel că și simptomele s-au modificat de-a lungul timpului. Conform site-ului ziare.com, la începutul pandemiei, cele mai comune simptome erau febra și pierderea gustului și a mirosului. Specialiștii din Marea Britanie au făcut un studiu la care au participat 17.500 de persoane și au observat că durerea în gât a fost principalul semn al prezenței virusului, potrivit BBC, citat de RFI. De asemenea, boala este însoțită de durere de cap, nas înfundat și tuse. Ministerul Sănătății a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate peste 4.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus la nivel național. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.975, cu 230 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 186 de persoane, cu 16 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 186 de pacienți internați la ATI, 156 sunt nevaccinați. În totalul pacienților internați, 483 sunt minori, 480 fiind internați în secții, cu 43 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.